Cum te cheamă pe tine? Marius. Eu spus Domnul să-ți spun prima frază din Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, punct. Atât. Atât. Când Domnul spune cuvântul ăsta, nu trebuie ceva mai mult. Mărire Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Să fii liniștit că Domnul nostru face minuni și e drept. Aleluia. Domnul e drept, să știți. Nu cerem nedreptate, dar cerem de la Domnul har și mil. Și Domnul are. Ne apropiem de încheiere. Nu mai deschid Biblia. M-am bucurat cu voi în seara aceasta, primit salutări de la Biserica Ghețimani. Aleluia. Sunt bucuros să fiu cu voi împreună cu fratele Măgduț, frați care ne-am întâlnit cu bucurie pe ogorul Evangheliei. Aleluia. Și în seara aceasta, la părtășia de seară, o noapte prelungită, am intrat în sabat. Domnul ne-a vorbit în seara aceasta într-un mod deosebit. Aleluia. Mie mi-a vorbit să știu ce să votez. Eu deja eram format ce să votez. Nu votez pentru pântece. Votez pentru Biblie. Dacă unul spune că cred în Scripturi și să mergi, las ușa deschisă la adunare, eu îl votez pe ăla. Pot să-mi promit ălălalt, o altfel, și mii de dolari, îi las. Vreau ușa deschisă la adunare. Amen. Ok? Amen. Și în felul acesta am înțeles în seara aceasta că Domnul are ceva cu noi. De un vot depinde. Și înaintașii noștri au trecut și ei prin ceea ce noi trecem acum. Nu suntem primii. Vă amintiți? Era o vreme când un împărat și unul care era împotriva poporului evreu a hotărât ca în câteva zile să-i termine. Da. Și auzi, un om care stătea când mergea caleașca sau calul împărătesc, mergea, el nu se închina. Nu făcea nici ca hinduși, nici ca nimic. Stătea drept. Și auzi, se uită ăsta, ce cu ăsta aici? Armele care au luptat ei la alegeri, le avem și noi. Au vestit un post. S-au rugat lui Dumnezeu și au mers împotriva legii. Împotriva legii. Vă întreb acum, de azi, dar noastră și America are o zi de sărbătoare. Eu sunt român, dar nu mă lasă la lucru că e sărbătoarea evreilor. Ziua când Domnul i-a scăpat, auzi, și mă bucur de asta. Dar e o mărturie pentru mine, s-a vorbit despre inimi, s-a vorbit despre cuget, s-a vorbit în seara aceasta lucruri foarte frumoase. Spunea Măgduț, cât ținem minte, dar dacă facem așa un schedule ca să intre mai bine, dar dacă e vorbă, pierdem din mers. Eu vreau să vă întreb, noi suntem biserica din Faptele Apostolilor? Nu vorbesc de penticostal. Nu vorbesc. Suntem biserica din Faptele Apostolilor, capitolul 2? Amin. Amin, fraților. Aleluia. Dar vedeți, noi am pus firma. E botezat numai în apă, e baptist. E botezat și cu Duh, e penticostal. Nu vrea cerul și vrea pământul, e martorul de-a lui Iehova. Binecuvântare, vedeți, noi i-am făcut denumirile astea. Dar eu, întrebarea mea a fost foarte clară. Suntem biserica, urmașii bisericii de acolo? Sau suntem neamuri, bebii, copii? De-a lor.
noi trebuie să fim ca ei. Amin. Și în Faptele Apostolilor găsim, ei stăruiau împreună, ei se rugau împreună, aveau un cuget, aveau un gând, auzi, toți erau cu un gând. Aleluia. Și Dumnezeu îi binecuvânta. Și în seara aceasta, noaptea aceasta târzie, la Houston, eu am încredere în texani. Am cu asta închei și vom intra din nou la rugăciune. În 1987, eu am venit în 86 ianuarie, în 87 a venit un frate, era proaspăt venit din România și a făcut o vizită în Texas cu mașina. Și a mânat foarte tare pe expres. Avea 85-90 și l-a oprit un polițist texan, din ăsta cu două pistoale, cu cizmă, cu motocicleta. Și l-a oprit și el spune așa, el a spus la noi în adunare în Chicago să ne păzim de poliția din Texas, de aia cu două ganuri și care are cizme, că ăia sunt comuniști, auzi. El ce-a făcut? L-a oprit, domnule, ai viteză. Domnule, aici nu-i sunt, eu am fugit din România, aici nu-i comunism. O, da? Eu am pușcat două. Păi, și eu pușcat tu și stai să iei, nu este comunism. Aici sunt legi, nu mergi tu cu cât vrei. Și el a venit la amvon și a spus, să vă păziți de aia cu două ganuri și cu cizme, că ăia sunt comuniști, români de-a nostru. Acum eu întreb, pune-l pe ăla la vot. Pe cine va vota ăla? Dar au așa cum zici. No. Dar acum, frați și surori, nu spunem nume, nu spunem nici într-un fel, nici în altul. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Scriptura. Slavă. Și noi trebuie să stăm de partea adevărului. Amin. N-am venit de la Chicago să facem politică. Dar am venit de la Chicago să ne rugăm. Amin. Și la noi, și la voi, în America, în România sunt alegeri și ne rugăm Domnul să pună oameni după voia Lui. Amin. Ca ușile bisericii să fie deschise, ok? Să ne putem ruga, să ne putem aduna, să putem cânta, să ne putem bucura. Vreți asta? Amin. Ne rugăm ca Domnul să facă lucrul ăsta. Acum, în încheiere, eu îmi scurtez. În încheiere, vreți să mai facem o rugăciune în comun. Eu sunt foarte încredințat de fratele că Domnul va izbăvi. Amin. Știe Dumnezeu cum are metodele Lui. Dar dacă mai este cineva în sală, un om necăjit, o femeie necăjită, un tânăr necăjit. Câteva săptămâni în urmă, un băiat de 10-12 ani în Canada a venit cu mămica lui și mămica i-a ridicat cămașa și m-a întrebat așa, îi cresc coapsele, îi cresc înăuntru. Când era baby, a avut o problemă de emergență, l-a dus la spital, i-a pus o greutate și l-a intubat. Fără să-și dea seama, o greșeală. Și oasele s-au băgat înăuntru și au început să crească invers, înăuntru. Nu vin așa ca să protejeze. Și mai este atât să atingă plămânul. Și m-a întrebat acest băiețel. Frate pastor, poate Dumnezeu să-mi îndrepte oasele mele să trăiesc? Ce se spune la un băiat? Sunt necazuri. Și vreau în seară, i-am promis că ori pe unii voi trece, mă voi ruga pentru el. Ne rugăm pentru acest băiat ca Domnul Iisus să-l vindece. Amen. I-am spus că Domnul poate să oprească și să îndrepte oasele. Trei spitale din Canada se gândesc cum să facă un mecanism, ceva, o invenție care să îi țină, să îi stopeze oasele ca să le îndrepte cumva. Trebuie o minte foarte scripitoare, lumina, dar Dumnezeu peste noapte poate să le îndrepte. Aleluia! El a făcut om. Aleluia! Ok? Ne vor ruga pentru acest băiat.
El e departe de noi. Dar Dumnezeu face minuni. Dacă în seara asta mai este cineva aici, să nu-ți fie rușine. Vine să ne rugăm pentru tine. Nu că este vreun dar de vindecare sau ceva, dar avem pe unul care vindecă. Avem pe unul care rezolvă problemele, frați și surori. Și în numele Lui este Domnul Iisus Hristos. Hai să ne ridicăm în picioare și mai facem rugăciunea aceasta. Unul, ne rugăm pentru acest băiat. Domnul să-i îndrepte oasele. Aleluia. Și dacă mai este cineva, suntem gata să ne rugăm. Dacă nu este nimeni, suntem bucuroși, da. Pentru sănătatea dumneavoastră. Hai veniți în față să ne rugăm, ca să vă cunoaștem. Domnul are putere. Iubesc și din cauza asta, pentru că îl iubesc, îl aduc înainte în serice și înaintea lui Dumnezeu. Domnul să se îndurie. Dacă mai este cineva. Am primit un mesaj, este în Madagascar, familia Marcel, da, îl cunoașteți? Marcel Saitiș. Da, ne-am întâlnit cu el la Sacramento, l-am cunoscut și am primit azi un mesaj, a spus să ne rugăm pentru apă. A început să sece apa din fântâni și oamenii nu au apă. A spus că stau la rând zile și nopți întregi unde sunt câteva surse de apă. A spus, rugați-vă ca Dumnezeu să dea. Amin, amin, amin. Mai țineți minte că Dumnezeu a spus odată, faceți gropi. Aleluia. Și dimineața tot a fost plin cu apă. Aleluia. Că Dumnezeu e Dumnezeu minunilor. Eu însu m-am sapat cu fratele Ștefan Cristea și cu încât praț o pompă bătută din aia în grădină, am de două zile am forat, deci nu este apă, nu este, gata, ne oprim. Și fratele Ștefan Cristea a spus, hai să facem o rugăciune. Am făcut o rugăciune și deci deschide Biblia și ia un verset așa, a treia zi au dat de apă. O, atunci mai batem și mâine. Și a treia zi am mai bătut și o ieșit apă și până în ziua de azi este apă. Pentru că Dumnezeu poate, El știe. Vedeți? Tot așa este și în Madagascar. Dumnezeu e Dumnezeul minunilor. A înșit o soră, ne rugăm pentru aia Domnul Iisus să o binecuvinteze, să o ajute și mâna Lui să fie peste ea. Și dacă n-ai avut curaj și ești acolo unde ești, ne rugăm Domnul Iisus să te asculte acolo unde ești. Hai să ne rugăm!